Bine v-am regăsit pe canalul de YouTube Hai să bucătărim! Vă invit să gătim împreună kebab cu piept de pui în condiții de casă. Lista ingredientelor, ca de obicei, o găsiți în descriere, deci haideți să procedem la treabă. Mie mi-au ieșit 8 kebaburi, astfel că ingredientele pe care le pregătesc vor fi pentru 8 kebaburi, dumneavoastră însă puteți ajusta ingredientele după numărul de kebaburi pe care îl veți face. Începem să pregătim pieptul de pui. Pentru aceasta îl tăiem felii mai subțiri, după care îl presurăm cu sare și piper negru pe ambele părți și îl lăsăm pentru câteva minute să se marineze. Până când pieptul de pui se marinează, începem să pregătim celelalte ingrediente. După ce am spălat roșiile, le tăiem felii și le punem pe o farfurie. La fel, feliem și ceapa. Pentru ca ceapa să se marineze un pic și să nu fie așa dură, o presurăm cu sare și o amestecăm. Ulterior, bucățim și cartofii. De asemenea, mărunțim și varza. Putem folosi pentru kebab atât castraveți proaspeți, cât și castraveți murați sau marinați. Iubitorii de mâncăruri picante pot adăuga și ardei iute. Sosul pentru kebab este extrem de important, pentru că anume el îmbină toate ingredientele și oferă gust și aromă kebabului. Pentru a prepara cantitatea necesară de sos, eu folosesc câte 2 linguri de maioneză și 2 linguri de smântână per kebab, la care adaug 2-3 căței de usturoi, amestec de verdețuri uscate, hmele suneli și puțină sare. După ce toate ingredientele sunt tăiate și sosul este gata, începem să prăjim carnea. Pieptul de pui îl prăjim pe ambele părți, la foc mediu, sub capac. Dar avem grijă să nu îl uscăm prea tare. Când pieptul de pui este prăjit, îl tăiem felii și îl punem pe o farfurie. La final prăjim și cartofii. Atunci când toate ingredientele sunt gata, ne ocupăm de lavaj. Pentru a ne fi comod să asamblăm kebabul, punem toate ingredientele pe marginea lavașului. Ungem lavașul cu sos și începem să adăugăm pe rând toate ingredientele pe care le-am pregătit anterior. Eu încep să pun carnea, după care adaug varza, după varză pun cartoful, peste cartof pun castraveții murați cu ceapa marinată și cu roșiile și la sfârșit adaug ardeiul iute. Ardeiul iute se adaugă la dorință pentru cei care doresc ca kebabul să fie picant. Când am terminat de pus toate ingredientele, mai adaug puțin sos și încep să formez kebabul. Kebabul îl punem la copt pe o tigaie încinsă, la foc mic, acoperindu-l parțial cu o farfurie sau cu un capac. După ce întoarcem kebabul, de asemenea îl acoperim. Când ambele părți ale kebabului s-au rumenit frumos, îl scoatem și îl punem pe o farfurie. Astfel gătit, kebabul se primește reușit, vă îndemn și pe voi să încercați să pregătiți kebab în condiții de casă.
Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să puneți un like la acest video și să vă abonați la canalul de YouTube. Hai să bucătărim!